Jador vrea să se pocăiască. Și părinții mei s-au pocăit după ce s-au îmbolnăvit. Mă gândesc serios la lucrul acesta. Jador spune că ea în calcul să se pocăiască. Același gest l-au făcut și părinții cântărețului după ce s-au îmbolnăvit. Jador a vorbit despre părinții săi. Cântărețul spune că tatăl său a promis că se pocăiește dacă mama lui se va vindeca de boala gravă pe care o avea. Nu s-a ținut de cuvânt, iar apoi s-a îmbolnăvit și acesta. Înainte de a fi pocăiți și de a atinge Dumnezeu, nu erau niște părinți model. Pe mine nu au apucat să mă educe ca pe frații mei. Mai scăpau câte o înjurătură. Toate acestea s-au oprit de când s-au pocăit. Ei mă educau altfel. Mai îmi scăpau câte o palmă și foarte bine mi-au făcut, că m-au făcut băiat mare. Cizia lor de a se pocăi a fost după o boală. Tata a promis că dacă se vindecă mama, se pocăiește. N-a făcut asta și la scurt timp s-a îmbolnăvit și el. După aia a început să citească Biblia. A cerut o Biblie și a început să-L descopere pe Dumnezeu. Eu eram cel mai credincios din familie. Îmi doream ca părinții mei să meargă la biserică. Eu eram lângă preot mereu. Tata e pastor acum. Cine nu crede, să-L încerce pe Dumnezeu. Puneți-L la încercare și să vedeți. Nu e de joacă cu lucrul acesta. A povestit Jador la emisiunea lui Cătălin Măruță la ProTV. Jador spune că se pocăiește. Îți aduce un echilibru puternic. Manelistul spune că părinții au făcut sacrificii enorme pentru a-l crește pe el și pe frații lui. Totodată, Jador spune că este teamă ca banii să nu îi ia mințile. Mama malinta în fiecare zi, tata malintă în fiecare zi. Ne-a mai certat, ne-a mai bătut, dar vă imaginați că ne înjurau și ne băteau tot timpul. Mama de multe ori mânca oasele de la pui ca să ne ajungă nouă mâncarea. An la rând nu și-au luat haine sunt chestii pe care probabil le-au făcut mulți părinți și care sunt de apreciat. Aceleași lucruri le-aș face și eu. Eu nu m-am bucăit încă, dar mă gândesc la lucrul acesta pentru că îți aduce un echilibru personal foarte puternic. Când n-ai ce mânca, echilibrul tău e mâncarea. Când ai bani, trebuie să rămâi cât mai umil. Când n-ai iubire, echilibrul tău e o femeie. Când n-ai un frate, îți trebuie un prieten. Atunci când ai bani și încerci să te crezi mare și tare, și nu e ok. Nu e ok pentru tine, nu pentru Dumnezeu. Că superi. La un moment dat, o să-ți seama că banii aceștia nu satisfac toate lucrurile. Începi să te saturi de toate și o dai pe la alte lucruri. Nu te mai bucură lucrurile simple, a mai spus jador. Relatează europanews.ro